Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu să fie acela care să ne salute și să ne aducă un bun venit tuturor. Cuvântul să fie acela care să ne bucure și să ne facă să înțelegem că niciun om și nimic omenesc nu ne poate da bucuria pe care Dumnezeu ne-o poate da. De-o vreme încoace, studiem despre planul lui Dumnezeu în legătură cu fiecare dintre noi și cu biserica în întregime, cu referire la timpul sfârșitului. Zilele în care Dumnezeu hotărăște să adune istoria în mâna Lui și să o încheie într-un singur eveniment frumos și extraordinar, și anume revenirea Domnului Iisus Hristos. Lucrul ăsta îl așteptăm cu atâta bucurie, pentru că istoria e dezlânată, istoria parcă merge în direcția ei fără direcție, parcă fiecare zonă se duce într-o altă parte, parcă fiecare om se duce pe cărarea lui, parcă ne împrăștiem în loc să ne adunăm. Cu toate acestea, Dumnezeu vorbește că El va aduna istoria în mâna Sa. Probabil că textul care spune cel ce vine va veni și nu va zăbovi, textul acesta are în el făgăduința că cel ce vine va și ajunge. Și că zăbovirea aceasta este într-adevăr, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, doar o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu după fiecare dintre noi, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină. Toți să vină la mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, așa cum zice textul, să vină la pocăință. Pentru ca niciunul să nu piară. În condițiile în care Dumnezeu face această strângere de grâu în grânarul Său, în condițiile acestea, pe de altă parte, există o forță teribilă, centrifugă, care, dacă e posibil, împrăștie tot ceea ce poate fi împrăștia de la Dumnezeu. Și în împrăștierea aceasta a lumii se formează un al doilea front. Frontul Babilonului. Și pe frontul acesta, destul de împrăștiat, de fapt, există o anumită forță care strânge toate lucrurile, de asemenea în mâna lor, în mâna lui. Și mâna aceasta o vom numi Babilonul. Titlul cuvântului lui Dumnezeu care ne va conduce în seara aceasta ar putea să fie babilonizare forțată. Și este vorba de evenimentele pe care le trăim astăzi sub ochii noștri. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips capitolul 18. Deci, pe lângă textul din Apocalips 14 cu versetul 8 care spune: a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei, capitolul 18 merge mai departe și face o descriere mai amănunțită, mai dramatică a căderii Babilonului. Într-un fel explică de ce și cum Babilonul cade. Iată. A căzut Babilonul cel mare. A ajuns până acolo. Atât de departe a mers. A ajuns un locaș al demonilor. Ceea ce înseamnă un locaș al demonilor, o adunare, o strângere la oaltă, un adăpost, se simt bine demonii aici. Pe de altă parte, o închisoare a oricărui duh necurat. În prima parte se pare că este un loc plăcut pentru demoni. În partea a doua este un loc de pedeapsă pentru demoni. Închisoare a demonilor. Cine închide pe demoni acolo? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că demonii sunt închiși sub influența și sub judecata lui Dumnezeu. O închisoare a oricărui duh necurat. O închisoare a oricărei păsări necurate și urâte.
Pasărea nu neapărat este un duh necurat. Dar când pasărea este necurată și urâtă, arată că pe lângă o influență demonică, urâtă și respingătoare, se adună și alte lucruri care nu țin neapărat de demonic, dar care sunt tot urâte, tot necurate. Dacă vreți, am putea extinde puțin la cultură, la civilizație, la celelalte elemente care le găsim în lumea noastră. Și atunci ajungem la concluzia că demonicul în Babilon atrage după sine sau atrage la sine tot ceea ce este urât, tot ceea ce este necurat din cultura noastră, din civilizația noastră, din existența noastră. Versetul 3. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei desfrânării ei, împărații pământului au desfrânat cu ea, negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Și vă rog să observați extinderea efectului Babilonului. Există un factor de schimbare pe care Babilonul îl implementează în istoria lumii noastre și datorită acestui factor de schimbare, toată istoria lumii noastre se schimbă. El, Babilonul, reușește să o schimbe precum schimbă drojdia, plămădeala sau aluatul. Și aici spune așa, că el reușește să schimbe neamurile, împărații și economia, negustorii. Neamurile reprezintă forța populară. Aici împărații reprezintă forța politică. Negustorii reprezintă forța economică. Și iată că Babilonul reușește să influențeze tot, absolut tot. Nimic nu rămâne neinfluențat în această situație. Cum reușește să influențeze? Răspunsul este subînțeles aici. Babilonul va reuși să influențeze datorită faptului că i-a adăpat pe toți. Capitolul 14 cu 8. A adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. I-a adăpat pe toți. Le-a dat tuturor să bea. Imaginea este dramatică, luată din Vechiul Testament, luată din noaptea aceea a căderii Babilonului, când toți au băut vinul împăratului Belșațar, turnat în vasele templului. Imaginea este teribilă. Ei beau din vase sfinte, vasele de la Ierusalim, băutură necurată. Această combinație este teribilă. Din vase sfinte, băutură necurată. Cine te vede are impresia că duci la gură vasul cu binecuvântare, pentru că vasul respectiv poartă emblema Ierusalimului. Îl vezi, are forma Ierusalimului, îl cunoști de la Ierusalim. Și după ce ai băut, oamenii așteaptă binecuvântare, dar cel ce bea se îmbată. Și în loc de binecuvântare, încep aberațiile Babilonului. Teribilă această realitate. Nu, n-aș dori să rămân la ceea ce s-a întâmplat în Daniel. Cred că a fost analizat de prea multe ori, este prea explicat. Dar este vorba de Daniel, capitolul 5. Citiți-l dumneavoastră și veți înțelege. E extraordinar să bei din vinul Babilonului. Pe de altă parte, textul spune că vinul respectiv este un vin al mâniei și al desfrâului. Dar nu e deloc de neobservat sau de trecut cu vederea această expresie, vinul mâniei.
Oamenii care beau din vinul acesta devin neliniștiți, devin nemulțumiți, devin agitați. De ce? Nu este un motiv real care să-i agite decât vinul mâniei. Împotriva cui? Devin agitați, mânioși, frustrați, ridică pumnul, rostesc cuvinte de hulă. Împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. În noaptea aceea din Daniel, capitolul 5, împăratul Babilonului s-a luat de piept cu Dumnezeu. Problema lui era Dumnezeu. El a dat ordine să se aducă vasele de la templu pentru ca să le pângărească, să le necurățească. Întrebarea mea din totdeauna este, ce ai cu Dumnezeu? Întrebarea revine în legătură cu neamurile. Ce aveți cu Dumnezeu? De ce vă prindeți de piept cu Dumnezeu? Ce aveți împotriva lui Dumnezeu? Pentru că mânia aici se manifestă. Împotriva lui Dumnezeu. Direcția este foarte clară. Aparent nu există nicio justificare a acțiunilor social-sociopolitice care au loc astăzi. Și te întreb, de ce împotriva lui Dumnezeu? De ce împotriva creștinismului? De ce împotriva bisericii? De ce împotriva poruncilor lui Dumnezeu? Te întreb, de ce? Că nu există nimic care să ne împingă neapărat acolo. Nu câștigăm nimic dacă, spre exemplu, scoatem cele 10 porunci din atenția publică. Dacă în momentul acesta condamnăm creștinismul, dacă în momentul acesta condamnăm Scriptura, dacă ne aliem cu alte mișcări mai degrabă păgâne, necreștine și le considerăm pe ele ca fiind structura sau temelia civilizației noastre pe care o proiectăm. Nu câștigăm nimic. Ba, pierdem. Cu toate acestea o facem cu toată puterea, cu tot avântul și te întreb de ce. Răspunsul e aici. Există un vin al amețelii și al mâniei care face ca lumea să se ridice, să se revolte într-o revoluție planetară împotriva lui Dumnezeu și în mod special împotriva legii sale. Când vorbesc despre legea sa, nu vreau să conduc gândirea noastră într-o zonă legalistă, ci vreau să înțelegem că noi suntem supărați pe legea lui Dumnezeu pentru că ne incomodează. Pentru că legea lui Dumnezeu se opune legilor noastre, firești, tendințelor noastre firești, gusturilor noastre. Și atunci ajungem aici. De asemenea, versetul 3 mă face atent că la această revoltă împotriva lui Dumnezeu, deci, contribuie neamurile, deci zona populară, contribuie împărații, deci zona politică, și contribuie negustorii, zona economică. Toate acestea trei lucrează împreună pentru a implementa această nemulțumire și mânie împotriva lui Dumnezeu. Dar mai este un lucru. Mă întorc la versetul 2. Mi se spune că Babilonul nu are o mânie fără o cauză. Cu alte cuvinte, nu are o mânie fără un motor. Există ceva ce degajă această mânie, ce produce această mânie. Și mânia aceasta este produsă de partea demonică. Orice duc necurat care este acolo și își găsește locul acolo. Nu vreau să vorbim și să fim foarte teoretici. Aceasta este și va fi structura lumii noastre în finalul de istorie pe care ne pregătim să-l traversăm. Dacă vrem să înțelegem mai multe despre această viziune extrem de întunecată, vă voi invita la observarea capitolului 17 din Apocalips, versetul 3. Duhul Sfânt m-a dus într-o pustie. Am văzut o femeie
șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă. Numele de hulă amintesc de fiara care avea ochi ca de om și care rostea vorbe de hulă. Aici numele de hulă arată că există în această fiară o mulțime de entități, de coarne mici, de forțe care hulesc toate. Până la urmă, fiara aceasta se transformă într-un monstru care degajă o forță hulitoare teribilă în jurul ei. Avea 7 capete, 10 coarne, este exact fiara din profeție și observăm că femeia aceasta care stă pe o fiară de culoare stacojie, care ea însă și este îmbrăcată în purpură, femeia aceasta este purtată de această fiară, este răsfățată de această fiară, este apărată de această fiară. Fiara calcă pământul în picioare sub puteri politice, militare, dar beneficiarul tuturor acestor intervenții puternice ale fiarei, beneficiarul acestui prăpăd, nu e fiara. Este femeia care stă pe fiară, care este răsfățată. Dacă doriți, versetul 6, care se îmbată de sângele sfinților. Se pare că aici creierul întregii acțiuni de distrugere este femeia. Ea conduce fiara, cu alte cuvinte, ea are hățurile. Versetul 4. Femeia aceasta era îmbrăcată în purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, pietre scumpe, mărgăritare. Luxul, bogățiile pământului, recoltate de fiară prin faptul că ea calcă în picioare tot pământul, ajung acolo. Femeia devine din ce în ce mai bogată, din ce în ce mai prețioasă. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni. Din nou, imaginea aceasta a unei puteri care deține secretul amețirii lumii întregi. Ea amețește lumea. Și o amețește prin necurăție, prin desfrâu, prin spurcăciune. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama desfrânatelor. Și iată că avem de-a face cu esența, cu rădăcina oricărei erezii, oricărei degradări, oricărui eveniment nenorocit care a avut loc în istorie. Aici este. Deci, ajungem la concluzia că la sfârșitul timpului, timpul ăsta pe care îl trăim acum, se produce o recapitulație a tot ceea ce a fost înșelăciune, necurăție, confuzie, revoltă împotriva lui Dumnezeu, mânie, violență și pe care le-am găsit în istorie. Cum e posibil lucrul ăsta? Știți, până acum noi am descris lucrurile din punct de vedere simbolic, ca pe o poveste, și acceptăm fără probleme ideea de poveste. O acceptăm.
Aș vrea să fim puțin mai practici însă în momentele care urmează. Pentru a ne da seama cum are loc lucrul acesta și pentru a vedea în ce măsură suntem sau nu deja afectați de această situație. Am selecționat citatele acelea arhicunoscute din Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 555-554, acolo unde se vorbește despre influența demonică sau spiritistă asupra lumii sfârșitului. Dacă vom fi atenți, vom învăța metoda Babilonului. O vom învăța. Și nu că o învățăm ca să știm, ci o învățăm ca să înțelegem. Și vremea, și strategia, și mai mult decât atât, să învățăm câtă nevoie avem de Dumnezeu și de soluția Lui în timpul unei amenințări și unei crize spirituale cum n-a mai fost. Pentru că, încă o dată spun, criza despre care vorbim este o criză spirituală de condiții terestre, globale, aproape cosmice. Toată forța spirituală demonică ce a condus inițial războiul în ceruri, acum se concentrează pe ultima luptă vis-a-vis de pământul acesta. Oamenii vor fi înșelați. Strategiile acestea de corupere, de camuflaj, de minciună, de atac, de violență, sunt extraordinare. Satan vorbește că dă târcoale ca un leu pe lângă un staul cu oi. Diferența de forță este diferența între forța oii și forța leului. Cu alte cuvinte, nu există nicio șansă de replică. Oile, în condițiile acestea, au nevoie de staul, au nevoie de păstor, au nevoie de ziduri puternice ca să le apere, au nevoie de foc ca să îndepărteze vrăjmașul, au nevoie să nu iasă din staul, au nevoie de o platformă tare unde trebuie să fie apărate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că platforma se numește întreita solie îngerească. Cu alte cuvinte, această solie care, pe de o parte, arată strategia demonică, pe de altă parte, arată puterea lui Dumnezeu. În aceeași măsură, arată că bătălia va fi în legătură cu închinarea poporului lui Dumnezeu, cu închinarea lumii. Poporul lui Dumnezeu care se închină lui Dumnezeu pe de-o parte, lumea care se închină fiarei pe de-altă parte. Închinări paralele, cerute omenirii întregi, cu riscul vieții sau cu riscul morții. În această condiție, cum lucrează Babilonul? Iată un prim citat la care vă invit. Tragedia Veacurilor, pagina 555. În locul neprihănirii și desăvârșirii Dumnezeului nemărginit, este așezat omul ca și creația progresului. În locul lui Dumnezeu este ființa umană. Suficient de deșteaptă. Suficient de cultivată. Cu suficientă experiență din istorie. Cu suficiente capacități de decizie în interior. Omul în toată suficiența lui. Mai inteligent ca altădată. Pe scara progresului mai sus ca niciodată. Astfel încât omul nu mai are nevoie să îi se spună ce trebuie să facă. El nu mai are nevoie de Dumnezeu. Omul decide singur.
Este foarte interesant această nouă imagine. Foarte interesantă. Vreau să deschideți împreună cu mine în cartea lui Ezechiel, capitolul 21, versetul 21. Textul spune așa, și este vorba de împăratul Babilonului, este vorba de Nebucadnețar sau Nabucodonosor. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii. El scutură săgețile, întreabă terafimii, cercetează ficatul. Babilonul are nevoie de călăuzire. Babilonul cere la un moment dat să fie călăuzit de către un duh oarecare, care este duhul lui. Nu contează dacă este duh necurat sau dacă este duh curat, asta nu intră în discuție, nu interesează. Important este să-l conducă cineva. Observați? Astăzi, aproape că noi zicem că nu mai avem nevoie de o astfel de călăuzire. Nu ne mai interesează nici că e Dumnezeu, nici că este vreun duh rătăcit sau al rătăcirii. Aproape că spunem, nu vrem să ne mai conducă nimeni. Ieșim din zona aceasta mistică, ne conducem noi înșine, noi pe noi. Este o luptă extraordinară. Oamenii încă oscilează între ce e mai bine. Spre exemplu, este mai bine să te conducă un duh supra-uman sau este bine ca tu, ca ființă umană, să ajungi la o statură supra-umană și să te conduci pe tine însuți. Se pare că Babilonul promite că vei ajunge să te conduci pe tine însuți cu o cunoaștere supraumană. Cu alte cuvinte, vei deveni tu însuți Dumnezeu. Îl dai pe Dumnezeu la o parte și te așezi tu pe tronul lui ca și cum ai avea cunoaștere supraumană sau divină. De asemenea, este important faptul că Satan promite lucrul acesta. Adică spiritismul promite asta. Și dacă Satan promite asta și dacă spiritismul promite asta, cu siguranță că e o problemă, este o minciună. Adică Satan te face să crezi pur și simplu că te conduci tu pe tine. Iar în realitate tu nu ești decât o păpușă în mâna lui, iar păpușarul din spate te face să faci ceea ce vrea el. Camuflajul este perfect. N-am terminat cu paragraful acesta. Deci, împăratul Babilonului stă la răscruce, dă cu bobii, întreabă terafimii, cercetează ficatul. Versetul 22. Sorțul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul. Adică dacă sorțul cade la dreapta, o ia spre Ierusalim. Unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel, să scoată strigăte de război. Cu alte cuvinte, la Ierusalim mergem să distrugem Ierusalimul. Versetul 23. Copiii lui Israel însă nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii de șarte. Foarte provocator. Ca și noi astăzi, iudeii nu credeau în puterea care conducea pe babilonieni. Nu credeau. Ei credeau că sunt niște vrăjitorii fără rost, deșarte. Ei credeau că sunt niște scheme pe care le fac oamenii steți ai Babilonului, caldeii. Și din cauza aceasta nu le era teamă. Ei ziceau, las că trec. Ei, și dacă vin aici, ei nu vin cu niște puteri în spatele lor. Și vin tot ca niște oameni. Iar noi îl avem pe Dumnezeu cu noi. Textul este foarte surprinzător. Textul este ironic aproape. Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii de șarte. Ei care au făcut jurăminte mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegirea lor, așa că vor fi prinși.
Textul nu dă dreptate poporului Israel. Textul se pare că îi contrazice. Ideea este că Babilonul într-adevăr invocă puteri demonice. Babilonul invocă puteri supranaturale și textul spune că îi vor însoți puteri supranaturale. Cine face ca sorțul să cadă pe Ierusalim așa cum a căzut? Ei care fac lucrul acesta cu ajutorul vrăjitoriei. Iată, dragii mei, realitatea. Împărații pământului întotdeauna, când au ajuns sus, când au încercat să rezolve problemele și destinele neamului lor, și-au dat seama că au nevoie de ceva mai mult decât educația, cultura și norocul omenesc. Toți împărații au mers pe ideea că într-un fel oarecare zeile sunt favorabili, că de-aia i-au făcut împărații. Sunt cu ei niște puteri deosebite și ei au încercat întotdeauna să aducă puteri mai mari și mai mari în ajutorul lor. Asta este secretul Babilonului. Babilonul este prin excelență o formă de lucru spiritistă. Și pentru că noi suntem oameni care nu mai credem în aceste jocuri de copii, pentru că și noi zicem, nu sunt decât niște vrăjitorii de șarte, atunci păpușarul ne convinge cum că noi suntem creația progresului, că de fapt noi luăm hotărârile cele mai înțelepte, că noi suntem cei care suntem eroii istoriei. Ne place? Și acest fel de umanism se infiltrează în biserică? Se infiltrează în modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu? Face ravagii în societatea noastră. Apoi, punctul 2. Deci, în locul neprihănirii și desăvârșirii lui Dumnezeu, învățăm că destinul omului chiar de la naștere este să progreseze până în veșnicie spre Dumnezeu, până când ajunge să fie, să se dea drept Dumnezeu, să se așeze în locul lui Dumnezeu. Cum găsim în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, își pune scaunul lui de domnie în templul lui Dumnezeu. Asta este strategia. Ideea de progres, ideea de umanism nu este lăsată undeva la poarta bisericii, pe stradă, pentru oamenii și tramvaiele care trec prin fața bisericii, nu. Ideile acestea sunt aduse în biserică, sunt puse la amvon, sunt promovate de la amvon și încet, încet le înghițim. Dacă euul este idealul nostru, niciodată noi nu vom atinge un ideal mai înalt. Mai degrabă se va coborî omul continuu, din ce în ce mai mult. Numai harul lui Dumnezeu are putere să-l înalțe pe om. Lăsat în puterea lui, drumul va merge în mod inevitabil în jos. Dacă euul este idealul lui. Al doilea citat. Dacă l-a dat pe Dumnezeu la o parte și dacă a pus omul în locul lui Dumnezeu, nu este deloc greu ca să dai la o parte și legea sa. Când dai la o parte legea sa, în Tragedia Veacurilor, pagina 554 acum, cuvintele respective descriu într-adevăr fundamente ale filozofiei
spiritiste care nu mai sunt ale spiritismului astăzi, ci sunt ale noastre, ale tuturor. Găsim ideile astea peste tot. Fiecare inteligență se va judeca pe ea și nu pe alta. Nu e așa că sună bine? Fiecare ne judecăm pe noi. Nu mă mai judeca tu pe mine, te rog frumos. Nu fi judgmental. Lasă-mă în pace că știu eu despre ce este bine. Și lucrul acesta nu-l găsesc, repet, în tramvaiul care trece pe stradă. Lucrul acesta îl găsesc în biserica ce ascultă de la amvon acest lucru, și anume fiecare trebuie să judece pe sine însuși. Și e normal, pentru că este textul Scripturii. Conștiința trebuie să ne judece pe noi. Însă în momentul în care eu ajung la concluzia că eu sunt suficient de important, încât eu hotărăsc și principiile de judecat și modul în care le aplic în viața mea, în momentul în care eu cred că gândirea mea devine lege pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, atunci se aplică la mine faptul că am dat la o parte desăvârșirea legii lui Dumnezeu și am pus în loc propriile mele idealuri sau standarde. E la modă. E la modă. Umanismul face lucrul acesta. Umanismul spune fiecare dintre voi știe ce este bine. Fiecare dintre voi trebuie să învețe să gândească matur. Fiecare dintre voi... Lucruri foarte frumoase. Așa este. Fiecare trebuie să gândească matur. Repet. Singura scăpare a tuturor afirmațiilor este că totuși, din punct de vedere al binelui, legea lui Dumnezeu mă învață să gândesc matur. Legea lui Dumnezeu mă învață să mă judec pe mine după principiile ei. Legea lui Dumnezeu îmi dă o anume independență și maturitate care mă face să fiu ceea ce sunt. Când legea lui Dumnezeu este dată la o parte, atunci toate aceste superbe realități nu fac altceva decât înnebunesc ființa umană și o duc exact într-o direcție în care Dumnezeu ne-a avertizat să nu mergem. Adică ideea că omul este măsura tuturor lucrurilor, gând care apare din presocratici încoace, de milenii, care urmărește și hăituiește această omenire. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Gândul acesta ne face pe noi să credem că ne putem permite orice. Gândul acesta, de la o parte legea lui Dumnezeu, impune principiile noastre și toate afirmațiile și postulatele bune și frumoase despre care am vorbit nu sunt altceva decât terenul de manipulare a lui Satan împotriva neprihănirii legii lui Dumnezeu. Judecata va fi dreaptă pentru că este judecată proprie. Numai tu te poți judeca pe tine însuți. Corect, tu știi și motivele, tu știi tot. Dar când judecata ta proprie te învață să nu te judeci sau să dai la o parte principiile universale ale legii lui Dumnezeu, atunci nu mai este judecată. Ideea că tronul este înăuntrul tău este o idee profund biblică. Corpul nostru este un templu al Duhului Sfânt. Noi nu suntem ai noștri. Sigur că da, tronul este interior. Numai că atunci când tronul interior mare pe mine, pe el, atunci Dumnezeu nu există acolo, legea sa nu este acolo și ceea ce se obține nu este un templu al lui Dumnezeu, ci un templu al meu. Și iată că umanismul nu face altceva decât umple viața mea de mine însumi și o golește de Dumnezeu. Atunci tot ce rămâne e nimic. Ori lucrul acesta se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Pagina 555. Satan a pus natura păcătoasă greșită a omului ca fiind singurul obiect al adorării, unica regulă de judecată sau măsură a caracterului. Și din cauza aceasta,
E frumos ca eu să stau pe tronul propriei mele judecăți, pentru că eu voi fi tolerant cu greșelile mele, voi fi tolerant cu păcatele mele, voi fi tolerant cu nelegiuirea mea, voi fi tolerant cu fără de legea mea, voi fi tolerant cu păcatul meu. Și nu e nicio problemă. Omul care cunoaște, omul inteligent, este mai presus de orice lege. Repet, nu are nevoie ca Dumnezeu să-i spună ce este bine și ce este rău. Omul, el însuși, descopere ceea ce este bine și ce este rău pe teren, prin experiență. Da? Mănânci odată un lucru care nu ți este bun sau potrivit și după ce vei voma, după ce nu-ți va face bine, vei ajunge să spui lucrul acela este necurat pentru mine. Dar poate că lucrul acesta îl poate mânca altcineva. Nu e nicio problemă. El poate să mănânce, eu nu. Ajungi la un moment dat să spui că, uite, știi, experiența cu tare, când Dumnezeu a zis să nu minți. S-ar putea întâmpla ca într-o anumită situație să nu minți, să fie extrem de urât, rușinos. Dar sunt situații în care este extrem de sănătos. Îți face bine, scapi. Uneori, deci, minciuna este păcătoasă. Alteori, minciuna este extrem de virtuoasă. Important este să știi când și cum, atâta tot. Asta este definiția păcatului ființei umane, așa vrem noi. La fel, porunca desfrâului, la fel porunca legată de să nu furi. Este foarte rău ca tu să furi de la mine. Dar dacă vreodată furtul va fi în avantajul meu, s-ar putea întâmpla ca porunca să nu furi să nu fie chiar atât de păcătoasă. Evident. Dumnezeu spune că sabatul ar trebui să fie ziua a șaptea, dar dacă te închini în ziua întâi și marea majoritate a lumii se închină așa și este frumos, s-ar putea întâmpla să nu fie chiar așa de mare tragedie. Pentru că trăim într-o lume a folosului, a utilului și dacă este util, e bine. Da? Ideea că tot ce există este bun este în mintea multor oameni. Dacă tot le-a creat Dumnezeu, atunci de ce le-a creat Dumnezeu rele? Pentru că toată creațiunea este bună. Tot ceea ce este, este bun. Interesantă filozofie. Monismul ca filozofie spune că dacă toate lucrurile vin din Dumnezeu, nu se poate ca Dumnezeu să fi creat lucrul rău. Și dacă a fost creat de Dumnezeu răul, răul a fost făcut pentru ca să apară binele. Astfel încât binele și răul merg împreună. Răul este necesar pentru ca să învățăm care este binele și astfel să putem progresa prin experiență. La început, marea minciuna lui Satan a fost că veți cunoaște și binele și răul, amândouă. În timp ce Dumnezeu spusese, nu, veți cunoaște doar binele, răul nu. Satan a zis, și binele și răul. Și veți merge împreună cu ele. Și astfel veți progresa. Tot ce există este bun. Ideea că Dumnezeu nu condamnă. Cum să condamne Dumnezeu când Dumnezeu este un Dumnezeu bun? Dumnezeu este dragoste. Eventual noi ne condamnăm pe noi înșine. Eventual mintea noastră ne condamnă pe noi înșine. Eventual consecințele vin și ne arată că este rău. Dar Dumnezeu nu ne condamnă. Dumnezeu este deasupra acestor relații cauză-efect. Se uită la noi și Dumnezeu, îngăduitor, vede cum noi învățăm să progresăm. Viața ne învață cum să mergem înainte. Și evident, un om la 70-80 de ani este mult mai înțelept decât un om la 20 de ani. Chiar dacă omul acesta toată viața a făcut numai rele, până la urmă, el adună o experiență care îl face înțelept. Dumnezeu nu condamnă. Și așa, prin trecerea timpului, progresăm.
Prin trecerea istoriei progresăm. Astăzi, evident, suntem mult mai înțelepți decât cei care au trăit acum 500 de ani în urma noastră sau 1000 de ani înaintea noastră. Chiar dacă noi astăzi facem păcate mult mai multe decât pe vremea lor, noi călcăm legea lui Dumnezeu cu mult mai mare curaj decât pe vremea lor, noi suntem mai înțelepți decât ei datorită faptului că am adunat experiență, dar noi nu ne punem problema că noi am adunat experiență de rău, adică noi am adunat răul cu grebla după noi, nu am adunat binele. Este una să aduni binele și să faci binele grămadă și să spui ăsta este ceea ce vreau și alta este să aduni cu grebla răul, să-l faci grămadă și să spui ăsta este. Amândouă sunt experiențe, și binele și răul, fără discuție, numai din punct de vedere al calității diferă fundamental. Nu tot ce există este bun, dragii mei, spune Sfânta Scriptură. Este necondamnat de Dumnezeu. Dumnezeu condamnă păcatul 100%. Și dacă ai adunat păcatul ca experiență, să știi că ai adunat condamnare. Diferența este crucială. Auziți? Toate păcatele sunt nevinovate. Lucrurile astea sunt lucruri pe care le întâlnim astăzi în generația nouă din ce în ce mai mult. Cu lucrurile acestea Satan îmbată lumea. Cu lucrurile acestea Satan îi mânie pe oameni împotriva lui Dumnezeu. Dă la o parte legea lui Dumnezeu. Dă la o parte neprihănirea lui Dumnezeu. Schimbă tot. Păcatele sunt nevinovate. Ce ai făcut? Am făcut și eu. Ce mare lucru, doar n-am făcut nimic. Am luat și eu din pomul cunoștinței binelui și răului un fruct. Ce mare lucru. Ce mare lucru. Istoria ne-a așezat înainte experimentul acesta. Totul a început cu faptul că a luat dintr-un fruct. Și Dumnezeu apoi ne-a lăsat să mergem mai departe să vedem ce s-a întâmplat. În generația a doua s-au ucis unii pe alții. Cain l-a ucis pe Abel. În generația a treia, Lameh a ucis oameni pentru o vânătaie. A luat mai multe soții. A urmat războaie religioase. A urmat o istorie nenorocită. Toată pornită de la un nevinovat păcat. Și Dumnezeu a vrut să învățăm că nu există păcate nevinovată. Când oamenii sunt aduși astfel să creadă că dorința este legea cea mai înaltă, libertatea este îngăduință și că omul este răspunzător doar față de sine, atunci păcatul va abunda și va înghiți o lume întreagă. Dorința, legea cea mai înaltă, ce vreau eu. Da? Nike, do it, fă, nu te gândi la consecințe. Vrei ceva? Dă-i drumul. Libertatea este îngăduință. A fi liber, ce înseamnă libertate azi? Decât să-mi permit orice, asta este libertate. Dă-mi voie să fac și asta, dă-mi voie să fac și cealaltă. Asta e libertatea. Wow. Învățam nu de mult pentru mine și pentru alții că părinții peregrini care au fondat lumea nouă, paradisul acesta al Scripturii, ei au înțeles libertatea ca fiind aplicarea legii lui Dumnezeu la mine însumi. Cu alte cuvinte, eu sunt liber să aplic legea lui Dumnezeu la mine însumi așa cum îmi dictează conștiința. Și asta era libertatea lor. Era, libertatea însemna o lege aplicată sau aplicarea legii lui Dumnezeu. Astăzi, libertatea înseamnă desființarea legii lui Dumnezeu, darea legii la o parte și îngăduință față de mine în orice domeniu. Libertatea înseamnă, până la urmă, ca eu să ajung în termeni buni cu mine însumi și să nu mă mai mustre nici cugetul, să nu mai am nici probleme de frustrare, indiferent cât de nenorocit m-am purtat și indiferent ce viață necurată sau păcătoasă am adus, am trăit. Important este să zic că ăsta sunt eu și să mă împac cu mine însumi. Omul este răspunzător numai față de sine.
Aceste lucruri sunt acelea care vor schimba lumea. Vor arunca în aer. Vor aduce Babilonul la starea lui cea mai înaltă, prin care omenirea va fi cu desăvârșire schimbată. Babilonizarea forțată a lumii. Pagina 556 din aceeași carte ne spune că până la urmă Satan vrea să ne convingă, sau Babilonul vrea să ne convingă, că nu contează cât de păcătoși suntem. Nu contează dacă credem sau nu în Scriptură și în Dumnezeu. Trebuie să trăim sau să trăiți cum vă place. Cerul este căminul vostru. Până la urmă toți vom fi acolo. Ați observat în ultima vreme că toți cei ce ajung în cimitir sunt trimiși automat în cerul. Trăiți cum vă place? Tot în cer ne întâlnim. Nici o problemă. Nimeni nu se duce în altă parte. Toate lucrurile acestea sunt în realitate afirmarea următoarei teorii. Oricine face rău este bun înaintea Domnului și Domnul de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? Maleahii 2:17. În Isaia 5:20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric. Dragii mei, Babilonul înseamnă, printre altele, un legământ. Un legământ făcut cu demonicul, cu răul, cu necurăția, crezând că legământul acesta, fă-te frate cu el până treci puntea, va funcționa. Isaia 28:15 ne spune că nu funcționează. Va veni o vreme când legământul acesta va fi nimicit, spune următorul verset, și când criza va lovi puternic istoria acestei omeniri. Aceasta este perspectiva de babilonizare în care suntem astăzi. Dați-mi voie să închei tema din seara aceasta cu altă perspectivă. Că dacă am oprit aici, ar fi prea trist. Ioan 7, versetele 37-39. În ziua de pe urmă, care e ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Într-o lume în care realitatea este toată condiționată de o stare spirituală alterată de duhurile rele, care sunt duhurile demonilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, aceasta fiind definiția Babilonului sau fiind motorul de lucru al Babilonului, într-o astfel de lume și pentru astfel de lume, Domnul Iisus Hristos spune astfel de cuvinte. Domnul Iisus Hristos spune: dacă în condițiile acestea însetează cineva, poate să vină la mine și va găsi o altă stare de lucruri. Marea bătălie finală va fi o bătălie a spiritelor. O bătălie între Duhul lui Dumnezeu și Duhul acestei lumi. În această zi a babilonizării, poporul lui Dumnezeu este chemat să caute Duhul Sfânt. Sunt două lucruri care mi-au atras atenția aici. Versetul 39 spune așa: cuvintele acestea sunt spuse despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt va fi dat. Ni se spune că va fi oferit. Textul însă vorbește despre unii care îl vor primi. Acum, noi toți spunem, toți vrem Duhul lui Dumnezeu. Decât Duhul Lumii, decât Duhul Celui Rău, decât Duhul Alterat, mai bine Duhul Sfânt. Sigur că da, toți suntem suficient de buni pentru a primi Duhul lui Dumnezeu. Surprinzător,
Iisus strigă, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Observați cum se primește Duhul Sfânt? Vino și bea. Să nu crezi că Duhul Sfânt va veni peste tine. Așa. Există imaginea ploii de primăvară și de toamnă. Dar să nu ne imaginăm că Duhul Sfânt va cădea așa și ne va udea luarcă și fără să vrem. Textul spune, dacă vreți Duhul Sfânt, veniți și beți. Secretul uleiului de rezervă. Cum de au luat cele 5 fecioare înțelepte ulei de rezervă? Răspuns, ele au băut. Uleiul se obține prin această mergere la Hristos. Vin la Hristos și beau. Dacă vei sta deoparte, așteptând să cadă Duhul Sfânt peste tine, așteptând să fii luat în stăpânire de o putere extraordinară și aceasta să schimbe viața, vei avea surpriza faptului că nu vine nimic. Într-o vreme de babilonizare, trebuie să existe oameni care să caute cu toată inima, care să înseteze și să flămânzească fericirea aceasta a oamenilor care sunt flămânzi după neprihănire, însetează după neprihănire. Fericirea constă în faptul că ei vor fi săturați, ei vor fi singurii care vor fi săturați. La capăt de istorie, într-o luptă a duhurilor, întrebarea este, de ce ți-e sete? De ce ți-e foame? Ce cauți? Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, după aproape 60 de minute, Doamne, de cugetare la cuvântul Tău, venim înaintea Ta să Te rugăm și să Te invit personal ca în viața noastră să ne ajuți să plecăm de pe scaunele comodității noastre și setea de suflet să ne facă să Te căutăm cu toată inima. Să Te dorim cu toată inima. Să ieșim din zona noastră de confort și, Părinte, să mergem pe cărarea credinței către Tine, dorind, rugându-Te, căutându-Te, pentru că astfel să poți, Doamne, să torni Duhul Tău cel Sfânt într-o ființă însetată și flămândă după El, pentru ca Duhul Sfânt să-și poată găsi cu adevărat locul în viața noastră. În timp ce Babilonul își pregătește, Doamne, dezastrul lui propriu, Te rog frumos, ajută-ne ca noi, conștienți de această bătălie, să dorim Duhul Sfânt pentru ca El să formeze o realitate spirituală, un templu al Duhului Sfânt din fiecare dintre noi. Te rog frumos, leagă-ne de Tine prin sete, prin foame de suflet, prin dorința de rugăciune, prin rugăciunile pe care le înălțăm și prin faptul, Părinte, că ne dăm seama că este prea târziu. Este prea târziu să mai umblăm după altceva decât după Duhul Tău cel Sfânt și după mântuirea Ta. În numele Domnului Iisus am cerut toate acestea. Fă, Doamne, ca sabatul acesta și săptămânile care vor veni să fie săptămâni de cercetare și de alergare după Duhul Tău cel Sfânt. În numele Mântuitorului Te-am rugat. Amin.